Iliena Stase a mers pentru prima dată în viață cu metroul în București. Fostul lider mondial și iubita sa, Brigitte Sfăt, au vrut să fenteze traficul din capitală, așa că și-au lăsat jeepul acasă și au coborât la metrou. Câte bilete se iau? 5. Câte? Dați-mi și mie. Câte bilete de să sunteți? 5. Pentru prima dată la metrou în România? Da, prima dată, dar n-am... N-am o șansă, nu știu, prima oară. Mi se pare ok așa, nu știu. Ilie Năstase a mers cu metroul prin București. Este o premieră pentru fostul număr 1 mondial. Năstase și-a cumpărat cartele de 3 lei și a fugit după metrou, dar ușile s-au închis înainte ca el să ajungă pe peron. A venit! Haideți! În câte minute vine? Că acum vine în două. Și la Londra se afișează în câte minute? Se afișează, da? Este afișat. A, noi mergem, nu mergem în Pipera. Acum mergem în Pipera, acesta merge spre centru. La centru mai bine. Nasti a explicat iubitei sale, Brigitte, de ce există monitoare la fiecare peron. Aici toate știrile se dau. Da? Nu știu dacă toate stațiile au marmură pe jos, dar e un... E lux. E curat, întreținut. E lux, să ai marmură într-un metro, ok.